Colegiul Tehnic Danu Bian a găzduit sâmbătă faza municipală a campionatului de volei. Trei dintre liceele romașcane s-au luptat pentru locul care îi duce la faza județeană, ce va avea loc la Piatra Neamț. Particip Colegiul Național Roman Vod, liceul numărul 2 sau liceul Vasile Sav, liceul Colegiul Tehnic Danu Bian. Sunt trei echipe. Câștigătorul va merge la faza județeană, și la fete și la băieți. Și joacă fiecare cu fiecare, ca să fie mai multe jocuri. Deci nu mergem pe eliminator, pentru că sunt numai trei echipe și atunci avem timp să desfășurăm toate meciurile. Ca de obicei, Colegiul Tehnic Danu Bian este gazdă la multe competiții sportive pe care le desfășurăm în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Astăzi suntem la etapa locală a Olimpiadei Sportului Școlar, competiție de volei. Echipa câștigătoare la această etapă se va prezenta în data de 27 februarie în localitatea Piatra Neamț, unde va avea loc etapa județeană a Olimpiadei Sportului Școlar. Sperăm că cea mai bună echipă să ajungă la etapa județeană, să ne reprezinte cu succes atât municipiul Roman cât și județul Neamț. După această competiție, dacă ne referim și la celelalte sporturi, știu, o competiție de fotbal, de basket? Este prima competiție, este prima disciplină din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar care are loc. Urmează și celelalte, handbal fete, handbal băieți, fotbal, tenis de masă, șah, toate sporturile care sunt prevăzute în calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. Câștigătorii au fost cei de la Colegiul Național Roman Vodă, atât la fete cât și la băieți. Victoria se datorează în mare parte și celui care îi pregătește pe sportivi. Mă ocup de Roman Vodă cam de vreo 5 ani, așa, fetele și băieții, și ei vin numai prin faptul că îi explic altfel, mai liber. Nu cu... Mai aproape de tineri. Nu, mai aproape în sensul că vreau să le explic, contează foarte mult în viață. Și nu mă supăr că nu vin sau nu știu. Îs bucuros că vin la mișcare. Că din ce în ce mișcarea văd că iese din ritmul liceenilor. Două reguli de bază sau două reguli de aur pentru cei care joacă volei. Ce-i sfătuiți de obicei? La volei trebuie să continui mingea până la capăt și să fii foarte atent. Să ai puterea de reacție mai rapidă decât la celelalte. Și la celelalte. Da, la volei asta e. Și să fii atent la joc. Asta e. Trebuie forță în brațe? Nu. Nu. Dacă vreți, vă fac o demonstrație așa, subtilă, ce înseamnă. Dă un pic mingea. Dă mingea un pic. Exact ce explic și la mare. Deci, mingea se duce, se duce. Bineînțeles, nu se conduce ca asta. Și mâinile încordate și mingea nu trebuie să dai sare. Mingea sare. Nu trebuie să dai mingea. Atât. În rest, celelalte se învață. Trasul de sus, la serviciu. Această competiție este prinsă în calendarul sportiv al Inspectoratului Școlar și al Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și se desfășoară an de an, cuprinzând toate disciplinele sportive.